Salutare YouTube, salutare prieteni, cu voi este Diaconul Alexandru și astăzi mă aflu la chilia lui Daniel Sihastru. Chilia se află la aproximativ 1 km distanță de mănăstirea Pudna pe Valea Părâului Vițău, în județul Suceava. Tradiția spune că Daniel Sihastru a viețuit în aceste locuri timp de 20 de ani. Vestea despre aceste Vlavios Sihastru s-a răspândit repede, iar Daniel a început să fie căutat de o mulțime de credincioși cărora le citea rugăciuni pentru izbăvirea de boli și suferințe, precum și de monahi ori pusnici din întreaga Moldovă, care îi cereau sfaturi și îndemnuri duhovnicești. După cum puteți vedea, intrarea în Paraclis este închisă în acest moment în care am ajuns eu aici, dar se poate vedea cât de cât prin grilajul porții, care cam trei despărțituri, pronaos, naos și altar. Are aproximativ o lungime de 9,25 metri și o înălțime de 2 metri. Între naos și altar se află un mic iconostas, iar bolta a fost zugrăvită, fiind vizibile și astăzi urme de culori obținute din fierturi de plante. Într-o scobitură mică din peretele altarului era așezată o icoană. Pe peretele naosului, lângă fereastră, se află săpată o cruce și câteva slove care datează din anul 1499. Încăperea aflată sub paraclis era folosită de Sihastru drept chilie. Chilia este inclusă pe lista monumentelor istorice din Suceava din 2015. Daniel Sihastru s-a călugărit la vârsta de 16 ani, iar apoi a fost hirotonit preot, devenind duhovnic. Simțind nevoia de mai multă liniște, a devenit pusnic sau Sihastru, cu numele de Daniel Sihastru, și s-a retras la Pudna. Aici a găsit o stâncă în care a dăltuit acest paraclis, după cum se poate vedea. După sfințirea acestui lăcaș, se retrage la Voroneț, pe malul părâului Voroneț, sub stânca Șoimului, unde își continuă viața monahală. La Voroneț îl vizitează din nou Ștefan cel Mare, după înfrângerea de la războieni de această dată, cerându-i sfatul. Daniel Sihastru l-a sfătuit să continue luptele cu turcii, prevăzând că va birui, ceea ce s-a și întâmplat. Cuviosul Daniel i-ar fi prezis Sfântului Ștefan cel Mare că va urca pe tronul de domnie al Moldovei. După spusele cronicarului Ion Neculce, cuviosul Daniel este cel care l-a îndemnat pe Ștefan Vodă să continue lupta împotriva turcilor și tot de la el a venit și îndemnul de a zidi mănăstirea Pudna. Cum puteți vedea, peisajul este superb. Lumea vine să viziteze chilia Sihastrului. Am prins o zi deosebită însorită pentru această perioadă de noiembrie și vă las în continuare să admirați peisajul. Nu uitați de like și subscribe. Dacă v-a plăcut, lăsați și un comentariu, asta mă ajută foarte mult să continui.